În Bulawayo, Zimbabwe, un orfelinat mic face o diferență mare în viețile copiilor. În întreaga lume, scopul adventiștilor de ziua a șaptea este să ofere copiilor cea mai bună oportunitate de a reuși în viață. Școli, biserici și tabere de vară sunt doar câteva exemple în care membrii bisericii aplică programe pentru dezvoltarea copiilor. Aceste programe se concentrează pe creșterea fizică, mentală, spirituală, pentru a forma copii pentru viață și pentru a-i conduce la o relație cu Isus. În Africa de Sud puteți găsi multe exemple de inițiative pentru copii. Educația este extrem de apreciată în această parte a lumii. Uneori copiii nu se bucură de aceleași șanse. În Zimbabwe, Casa Adventistă de Copii Regina Elisabeta este singurul orfelinat coordonat în mod oficial de către Biserica Adventistă de ziua șaptea. Adventiștii au început administrarea acestui orfelinat în anii 80. Acești copii au venit aici luați de pe pragul ușii sau în urma unor abuzuri pentru o viață mai sigură. Mulți dintre copii sunt infestați cu HIV. Aceasta este o problemă mare în această regiune a lumii și personalul face tot posibilul luptând pentru a-i face față. Pentru copii ca Samuel a fost singura șansă de supraviețuire. Samuel a fost un prunc vulnerabil de 2 zile când a fost adus la orfelinat. La o astfel de vârstă fragedă, fără părinți pentru a avea grijă de el, viața era incertă. Personalul orfelinatului l-a luat, i-a oferit dragoste și l-a hrănit cum a putut mai bine. Acum Samuel crește sănătos și este legat puternic de ceilalți copii care locuiesc aici. Deși el nu înțelege tot ceea ce i s-a întâmplat, a fost cu siguranță protejat de Dumnezeu. Provocările din această parte a lumii sunt foarte reale. Alți copii au o poveste similară cu cea lui Samuel. Într-o bună zi vor pleca de aici ca tineri. Personalul lucrează neobosit pentru a hrăni aceste vieți prețioase. Aici au loc până la 32 de copii. Atunci când au ajuns destul de mari, studiază, se roagă, cântă și le place. Personalul vrea ca ei să crească iubind pe Domnul și dezvoltând o relație cu El. De la o vârstă fragedă sunt învățați cum să vorbească cu Isus și să asculte de glasul Lui. Cu așa mare răspundere, există nevoi mari. Regulamentele se schimbă și orfelinatul trebuie să fie actualizat. Din mai multe motive, acest lucru este o provocare uriașă. Una din renovările necesare sunt băile. Copiii au nevoie de toalete noi și dușuri pentru a se menține curați și pentru a preveni bolile. Unele dintre toalete n-au nici măcar apă. După cum vă puteți imagina, acest lucru este o problemă sanitară. Copiii din Africa de Sud s-ar bucura de rugăciunile dumneavoastră. Există nevoi mari în acest teritoriu. Rugați-vă pentru ca acest orfelinat să continue să aibă grijă de copiii din Zimbabwe. Rugați-vă ca ei să crească și să-L slujească pe Isus. Vă mulțumim pentru sprijinirea misiunii.